V-aș îndemna și pe dumneavoastră, pe aceia care aveți telefoanele mobile, este bine ca să le puneți pe modul avion, în așa fel încât să nu fim deranjați acum când vom studia Cuvântul lui Dumnezeu. Aș putea spune, Domnul să fie lăudat pentru că ne-a ascultat rugăciunile în această dimineață și după cum puteți vedea, soarele a ieșit. După mai multe zile de ploaie, Dumnezeu ne binecuvintează și cu soare. Domnul Hristos să fie lăudat, iar noi să fim mulțumitori pentru toate darurile frumoase pe care le primim din mâna Sa. Amin? Amin. Dragii mei, pentru aceste momente de dimineață, am făcut o rocadă cu fratele Tinsley, care ne va prezenta Cuvântul lui Dumnezeu în această seară. Aș vrea ca să vă invit să deschidem Biblia în contextul acestei parabole, parabola fiului risipitor, pentru că aceasta a fost parabola pe care am adus-o în atenția dumneavoastră în această dimineață. Aș vrea să vă invit să deschidem Biblia în cartea Amos la capitolul 5 și de acolo aș vrea să citim versetul numărul 19. Amos capitolul 5 de la versetul numărul 19. Amos, capitolul 5, de la versetul numărul 19. Dacă va fi nevoie, am să rog pe colegi să dea ei puțin volumul mai tare, pentru că vocea mea nu mă va ajuta să o ridic eu. Amos, capitolul 5, de la versetul 19, Biblia spune: veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, pe care îl întâlnește un urs, și care când ajunge acasă, își reazămă mâna pe zid și îl mușcă un șarpe. Interesant pasajul acesta, multe lecții pot fi desprinse din el, însă în timp ce mă gândeam la tema pe care Domnul a pus-o pe inima mea în această dimineață să o prezint înaintea dumneavoastră, în strânsă legătură cu parabola fiului risipitor, mi-am adus aminte de pasajul acesta, am avut un sabat în urma căruia am predicat tot sabatul despre pasajul acesta, însă aș vrea doar să rămânem la lucrurile foarte simple, aș putea spune de suprafață cu privire la ceea ce noi am citit. Imaginați-vă scena aceasta fizică. Avem un om aici care se întâlnește față în față cu un leu. Noi nu avem experiența aceasta pentru că la noi în țară nu avem lei, dar de curând Dumnezeu m-a binecuvântat în lucrarea Sa, am fost invitat în Serbia pentru un program, eram împreună cu familia și cu alte familii din locul acesta și după ce lucrarea lui Dumnezeu a fost încheiată, vreau să vă spun, în duminica respectivă, familia la care eram ne-a făcut o invitație să mergem în Belgrad pentru a vizita o grădină zoologică. Și a fost o mare binecuvântare pentru copii, mai ales pentru că acolo au reușit să vadă multe animale, păsări, pinguini, au fost într-adevăr ceva deosebit să poți vedea pinguini care notau pe sub apă și așa mai departe. Dar acolo am văzut lei. Erau lei albi de o frumusețe extraordinară și mai mult decât atât, lei ale căror dimensiuni erau, cum să spun, nu ceea ce noi am văzut aici la grădinile zoologice de la noi din țară. Și cred că în mod providențial Dumnezeu ne-a pus față în față cu o situație când leii aceștia au început să facă zgomotul acela fioros. Frații mei, deci eram la o distanță de aproximativ 50 de metri de leul acela, era o cușcă închinsă, cu gratii puternice și apoi și era un gard electric montat, deci te pătrundea până în măduva oaselor când sunetul acela. Și când citesc pasajul acesta, spune Cuvântul lui Dumnezeu, veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu. Deci fuge, caută scăpare și la un moment dat, spune Biblia, îl întâlnește un urs.
Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu și care când ajunge acasă, deci în timp ce parcurge terenul acesta și fuge și caută să scape de aceste animale fioroase, de acest pericol, când ajunge acasă, când te gândești la casă, la ce te gândești? Te gândești deja, ai ajuns în siguranță, ai ajuns la adăpost, deci acolo sunt zidurile. Au venit niște rude de ale soției mele la noi aici și ne-au întrebat, la voi aici în zonă sunt urși? Zic, da, sunt urși și nu dărâmă casa. Oamenii au ajuns să pună anumite, cum să spun, puteri supranaturale asupra animalelor, aș putea spune. Deci oamenii câteodată sunt speriați mai mult decât trebuie, da? Și spune Biblia, când ajunge acasă, își reazămă mâna pe zid și îl mușcă un șarpe. Deci când el s-a gândit că a ajuns la locul de siguranță, locul de pericol, de fapt, acolo a venit atacul final. Acolo, cu mâna pe casă. Dragii mei, multe lecții pot fi desprinse din pasajul acesta. Însă eu aș vrea să rămân la cele mai simple. Există o diferență între un leu, un urs și un șarpe foarte evidente, mai ales la nivelul dimensiunilor. Și pe baza acestui pasaj și pe baza ceea ce noi vom studia în această dimineață, noi de foarte multe ori noi nu realizăm micile pericole care sunt atât de periculoase pentru viața ta spirituală și pentru viața mea spirituală. Știați dumneavoastră, am făcut un studiu și vă recomand și dumneavoastră și în mod special tinerilor, copiilor care sunt alături de noi, că cele mai primejdioase animale, dacă aș putea să spun așa, mai ales la capitolul pericolul acesta al otrăvirii, nu sunt niște animale de dimensiuni mari. Știați, am citit despre șerpi, multă vreme am crezut că mamba este un șarpe care se întâlnește pe continentul african, mamba negru este un șarpe foarte veninos și într-adevăr așa este. Dar nu este cel mai veninos șarpe din lume. Există un șarpe, de fapt în Australia se găsesc cei mai veninoși șerpi din lume, este un șarpe, se numește taipan. Și au mai multe nume aceste trei specii de taipan, însă există un șarpe, am citit despre el, o singură picătură din veninul acela este în stare să ucidă 25.000 de șoareci. Deci dacă iei o picătură și administrezi veninul acela la un asemenea număr de șoareci, îi ucide pe toți. O singură mușcătură din veninul acela este în stare să ucidă peste 100 de persoane odată. Atât este de veninos. Și nu este cel mai otrăvitor animal care este în lume. Există un melc pe care dacă l-ai atins, ai murit. Există broaște, există niște meduze. Și ce aș vrea să realizăm este că Sfânta Scriptură ne avertizează din nou și din nou că noi trebuie să fim foarte cu băgare de seamă în privința lucrurilor mici, micile păcate, micile compromisuri din viața noastră care sunt de un real efect negativ asupra umblării noastre cu Domnul Iisus Hristos. Ia uitați ce spune Biblia în Cartea Cântarea Cântărilor la capitolul 2. Cântarea Cântărilor la capitolul 2 și aș vrea ca în această dimineață să ne rugăm pe măsură ce vom deschide Biblia, pentru că eu cred că mesajul acesta este pentru fiecare dintre noi, începând cu mine și cu dumneavoastră dacă doriți, și este dorința lui Dumnezeu ca noi să fim cu luarea minte la ceea ce Sfântul Cuvânt dorește să ne spună. Cântarea Cântărilor, capitolul 2, și aș vrea să citesc de aici versetul 15. Priviți ce spune Biblia în pasajul acesta. Prindeți-ne vulpile cele mari care strică viile. Așa spune Biblia. Ce fel de vulpi? Vulpile mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Observați din nou aici, Dumnezeu spune, prindeți,
prindeți vulpile mici, sau cu alte cuvinte, fiți atenți la lucrurile acestea mici, la pericolele acestea mici, pentru că pot distruge foarte mult. Cartea Eclesiastul, în capitolul 10, ia uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în acest pasaj. Cartea Eclesiastul, capitolul 10, și vrem să citim de aici, de la versetul 1. Eclesiastul 10, de la versetul 1, Biblia spune următorul lucru. Muștele moarte strică și acrescunde lemnul negustorului. O muscă, două, au căzut acolo unde lemn în mirul acela, și ce spune că face? Îl acrește, ascultați, acrescunde lemnul negustorului de unsori, tot așa puțină nebunie biruiește înțelepciunea și slavă. Observați, este făcută o comparație aici de Solomon. El nu spune că e nevoie de multă nebunie. E nevoie de cât? Puțină nebunie. Lucrurile mici, dar care vor avea un impact major asupra vieții noastre spirituale. Și frații și surorile mele, în această dimineață aș vrea să vorbim despre gândurile noastre. Despre micile gânduri. Despre gândurile noastre pe care le lăsăm adesea să se frământe în mintea noastră și care, dacă nu suntem atenți, ne vor conduce într-o asemenea poziție încât nu vom avea parte de mântuire. Pentru că Sfânta Scriptură ne avertizează din nou și din nou, citind din Cuvântul Sfânt, că ceea ce noi îngăduim aici la nivelul minții noastre se va reflecta în viața noastră, în caracterul nostru. Priviți ce spune Biblia în cartea Proverbe, la capitolul 4. Proverbe, capitolul 4, și vrem să citim împreună de la versetul 23. Este un pasaj bine cunoscut de fiecare dintre noi. Proverbe, capitolul 4, și vrem să citim de la versetul 23. Și poate vă întrebați ce legătură are subiectul acesta cu parabola fiului risipitor. Așteptați. Priviți ce spune Biblia aici. Proverbe 4:23. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Atenție, de ce? Căci din ea ies izvoarele vieții. De unde ies izvoarele vieții? Din inimă. Și când vorbim despre inimă, nu vorbim despre organul acesta care pompează sânge, ci vorbim despre mintea noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu, din prisosul inimii, ajutați-mă, vorbește gura. Cu alte cuvinte, ceea ce eu am aici la nivelul minții, aceea îmi va ieși și pe buze. Și de aceea subliniază cuvântul lui Dumnezeu, ai grijă de mintea ta, ai grijă ce fel de gânduri sunt în mintea ta. Să nu ți se pară a fi avem noi o vorbă, spunem că e șagă, adică este o glumă, să îngăduim ca anumite gânduri să fie prezente în inima noastră. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Pentru că Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu ne arată în cele din urmă că noi suntem într-adevăr produsul gândurilor noastre și mai mult decât atât, noi suntem produsul lucrurilor cu care noi ne hrănim mintea noastră. Ceea ce noi facem în fiecare zi, când suntem văzuți și în mod special când nu suntem văzuți, este datorită a ceea ce noi avem în unde? În minte. Uitați ce spune Biblia în Proverbe 23, pentru că suntem aici. Proverbe la capitolul 23. Proverbe, capitolul 23, și am vrea să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul numărul 6. Proverbe 23, de la versetul numărul 6. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu mânca pâinea celui pismaș, nu pofti mâncărurile lui alese. Și acum ascultați ce spune versetul 7. Căci el este ca unul care își face socotelile în suflet.
Deci, cu alte cuvinte, omul este ceea ce este datorită socotelilor sau datorită gândurilor pe care el le are în mintea lui. Și dacă noi ne gândim la biruință, noi ne gândim la biruința asupra păcatului, noi ne gândim la transformarea caracterului, de unde dorește Dumnezeu să înceapă acest proces de transformare? De la nivelul minții. Și de aceea suntem avertizați în cuvântul lui Dumnezeu. Aveți grijă la lucrurile mici. În contextul mesajului nostru de astăzi, aveți grijă la gândurile voastre. Gândurile noastre ni se par ceva mic, lipsit de importanță. Dar Dumnezeu ne avertizează că lucrurile nu stau așa. Frații și surorile mele, cerul va fi un loc plin de surprize. Iar parabola fiului risipitor ne descoperă un lucru aproape șocant, uimitor am putea spune, ce ar trebui, și eu cred că dacă îngăduim Duhului Sfânt, ne va pune pe gânduri pe fiecare dintre noi. Aș vrea să ne uităm la cei doi frați, fiul mai tânăr și fratele mai mare. Vom vedea un tânăr, un membru al bisericii, vom vedea pe cineva care participă în niște păcate deschise, publice. Noi ne gândim că sunt niște lucruri extraordinare, extraordinar de vinovate înaintea lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte, vom vedea pe cineva care nu participă public în astfel de păcate, dar are în mintea lui a îngăduit o serie de gânduri și de atitudini care îl vor despărți pentru totdeauna de prezența lui Dumnezeu. Și aici eu cred că eu și cu tine trebuie să fim foarte atenți. Pentru că s-ar putea să ne gândim că orice singur lucru asupra căruia trebuie să ne concentrăm este doar cu privire la ceea ce se vede. Parabola ne învață că este mai mult decât atât. Mergem în Luca la capitolul 15. Ia uita ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 15 și mă bucur să văd în ocazia aceasta în mod special tineri care au Sfânta Scriptură în mână, care citesc, notează, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe fiecare dintre ei. Mi-aș fi dorit și eu ca la vârsta voastră pe care voi o aveți acum să fi avut și eu astfel de experiență în timpul meu. N-am avut. N-am avut posibilitatea să aud astfel de mesaje pe vremea mea. Domnul să binecuvinteze pe tinerii noștri și să ridice Domnul slujitori ai Săi mereu și mereu pentru ca lucrarea sa să poată fi terminată. Amin. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 15 de la versetul 11. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Subliniați cuvântul acesta, viață destrăbălată. Ați auzit oameni vorbind destrăbălatul acela sau destrăbălata aceea? Ce fel de viață este aceasta? Fără nicio stăpânire de sine? O viață care este trăită după principiul trăiește-ți clipa, acum și aici, nu rai și iad. Și raiul și iadul e aici. Suflete, mănâncă, bea și veselește-te. După mine, potopul. Și spune Biblia, ducând o viață destrăbălată, ce-a făcut el în timpul acesta departe de casă? Doar pentru a sublinia aici aspectul acesta, aș vrea să vă uitați la versetul 30. Cunoaștem istoria, fiul mai tânăr se întoarce acasă, fratele mai mare, ne vom uita și la fratele mai mare. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 30. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat.
O viață destrăbălată, curvie, beție, joc, hai să ne mai gândim, droguri, fumat și lista poate continua. Gândiți-vă dumneavoastră la păcatele care sunt prezente în lume și mai mult decât atât, am putea să ne gândim chiar la viața pe care noi am trăit-o înainte să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și cât de bun a fost Dumnezeu cu noi scoțându-ne din acea atmosferă. Care este atitudinea noastră când ne uităm la astfel de oameni ce participă în astfel de păcate? Am început să cultivăm așa o atitudine și în niciun caz nu vreau să mă înțelegeți, frații mei, că Dumnezeu scuză păcatele acestea. Nu este acesta subiectul pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră în această dimineață. Dar vreau să observați un aspect foarte important. Băiatul acesta s-a întors acasă. Fratele mai mare nu a participat în aceste păcate, în parabolă. Dar la el era o altă problemă. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Luca, capitolul 15. Și vrem să citim împreună de la versetul... Haideți să citim de la versetul... De la versetul 24. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Era o ocazie de bucurie. Era bucuria tatălui. Atenție! Fiul cel mai mare era la ogor. Deci era implicat în lucrare, da? Lucra pentru tată. Vă aduceți aminte parabola lucrătorilor vii, da? Era implicat în lucrare. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău, ascultați cu atenție, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Uitați-vă acum la atitudinea fratelui mai mare. Fratele mai mare care era angajat în lucrurile casei tatălui. Venise de la ogor, venise de la lucrare. Stătea în casa tatălui. Și acum când a auzit din partea robului, robul i-a spus, zice, fratele tău mai mic s-a întors acasă. Și când s-a întors acasă, acum, uite, tatăl s-a bucurat, se bucură de întoarcerea lui. Dar spune Sfânta Scriptură, în loc ca fratele mai mare să se bucure, ce spune Biblia că a făcut? Spune că s-a mâniat, s-a întărâtat de mânie. Unde a început mânia aceasta? La nivelul minții sale. La nivelul gândurilor sale, ceva era în mintea lui care l-a făcut să se mânie, să se împotrivească în mintea sa față de această reacție pe care a avut-o tatăl în privința fratelui său mai mic. Dar poate încă nu este clar pentru noi cam care erau gândurile din mintea fratelui mai mare. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său. Uitați ce spune la versetul numărul 28. El s-a întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Vreau să vă întreb, de ce nu vrea să intre în casă? Ce dorea el să transmită tatălui și argaților și echipe de slujitori din casă și chiar fratelui său care venise stând afară? El n-a vrut să intre în bucuria tatălui său. N-a vrut să intre. N-a vrut, s-a întărâtat de mânie și a stat afară. Dar ce dorea el să transmită prin această atitudine? Nu vreau să intru. Ce dorea să transmită? Poftim? Fratele său nu merită un astfel de comportament. Bun, e adevărat. Haideți, ajutați-mă, că nu vreau ca să fie o predică. Vreau ca să învățăm ceva. Nu este binevenit.
Da? Haideți, mai punem carne pe oase. Nu era de acord cu atitudinea tatălui, cu alte cuvinte spune, nu este drept. Nu este drept ceea ce se întâmplă. Cu alte cuvinte, omul acesta a făcut, a curvit, a fumat, a băut, a făcut și tu îl primești cu brațele deschise. Nu e drept. Și cuprins de sentimentul acesta de dreptate, de gândul acesta că lucrurile trebuie să fie cum? Drepte în inima lui, în mintea lui, ce a făcut el? S-a mâniat, s-a întărâtat, spune cum, s-a întărâtat la mânie și nu vroia să intre. Priviți ce spune cuvântul Dumnezeu mai departe. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Cu alte minte, tata a ieșit și a spus, fiule, vino, te rog frumos, intră în casă. Intră în bucuria stăpânului tău. Știți că există o altă parabolă, parabola talanților. Vă aduceți aminte? Toate aceste parabole sunt strâns legate între ele. Și acum tatăl era bucuros pentru că fiul său este salvat. Fiul care era mort spiritual se întoarce acasă. Fratele mai mare nu vroia să intre în bucuria tatălui său. Ce îl ținea să nu intre? Gândurile sale. Problema care era la nivelul gândirii sale, la nivelul minții sale. Priviți ce spune versetul 29. Hai să vedem ceva mai mult în privința a ceea ce îl frământa pe el. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Stop! Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră acum, ne mai prezintă aceste cuvinte rostite de fratele mai mare, din prisosul inimii vorbește gura. Ce transmitea acum fratele mai mare tatălui? Ce îi spune el? Care era motivația slujirii lui în casă? De ce slujea? De ce o făcea el? Poftim? Obligație, da? Ce spune aici? Spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice, slujesc de atâția ani, slujesc ca un rob. Muncesc pentru tine ca un rob de atâția ani și zice, niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii, cu prietenii mei. Niciodată nu mi-ai dat lucrul acesta. Observați aici frământarea din mintea, din inima lui. Frații și surorile mele, există posibilitatea ca noi să nu participăm în niște păcate grosolane. Noi să nu participăm în ele. Dar la nivelul minții noastre să râvnim, să poftim după ceea ce fac alții în mod deschis, aceia pot să fie salvați și noi nu. Dumneavoastră înțelegeți? Și spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe în versetul 30. Ascultați acum ce zice fratele mai mare. Iar când a venit acasă fratele meu, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Am citit bine? Hai să mai citim o dată. Când a venit acest frate al meu, așa citim. Ce a spus el, frații mei? El a zis, acesta este cum? Este fiul tău. El nu a spus, fratele meu s-a întors acasă. Observați? El spune, s-a întors acasă fiul tău. El n-a zis, fratele meu s-a întors. Fiul tău a venit acasă. Dumneavoastră observați în toată această atitudine problema pe care fratele mai mare o avea la nivelul gândirii sale. Frații și surorile mele, eu în timp ce meditam la parabola aceasta am zis, Doamne, ferească Dumnezeu să mi se întâmple mie așa ceva. Toată viața să mă feresc, nu fumez, nu beau, nu curvesc, nu mă droghez și lista poate continua. Nu mă duc la casele de pariuri, nu-mi iau banii și duc la casino și lista poate continua. Gândiți-vă la dumneavoastră ce vă vine în minte ca însemnând niște păcate grosolane. Și cu toate acestea să nu intru în bucuria Tatălui. Pentru niște lucruri care le am aici în minte. Pentru o situație în care am fost rănit. Pentru o situație în care am fost înjosit.
pentru o situație care, care m-a făcut să strig, dar nu e drept, și am rămas cu o mânie, și am rămas cu o frustrare, și am rămas cu, cu o stare, cu o amărăciune în inima mea, dar nu e drept, nu e drept ce se întâmplă. Și Dumnezeu să-mi spună, nu este loc pentru tine. Pentru că dacă ne uităm cu atenție în parabolă, parabola nu spune că fratele mai mare ar fi intrat în casă. Parabola se încheie și parcă ne lasă pe noi să ne hotărâm ce alegere vom face noi în dreptul nostru. Tatăl îl imploră și spune, intră în casă. El nu vrea. Iubiții mei, frați și surori, vă dați seama cât de profund este gândul acesta. Și nu la întâmplare Dumnezeu ne cheamă ca noi să avem multă înțelepciune și să fim conștienți de bătălia care se dă constant la nivelul minții noastre. Gândiți-vă dumneavoastră, Zacheu și tânărul bogat. Tânărul bogat vine și spune, din tinerețe păzesc toate poruncile acestea, vă aduceți aminte? Acesta era un om care mergea la biserică, învăța din cuvântul lui Dumnezeu, cânta în cor, făcea toate acele lucruri, dar l-a respins pe Iisus. Vine Zacheu, toată viața lui fură, toată viața lui înșală, toată viața lui minte și se întâlnește cu Iisus. Unul este salvat, altul este pierdut. Nu vi se pare că, Doamne, parcă ceva nu e în regulă, parcă nu e drept ceea ce se întâmplă. Dar Domnul Iisus ne spune, fii foarte atent cu privire la starea care este prezentă în mintea și în inima ta. Pentru că tânărul bogat, motivul pentru care nu a vrut să meargă până la capăt cu Domnul Hristos, a fost datorită unei atitudini, datorită unor gânduri care erau prezente unde? În inima lui. N-a putut trece. Și un Zacheu, un vameș, un hoț, un om înșelător, un am putea spune, un cămătar în limbajul de astăzi. Ăla să fie mântuit. Și toată viața eu care am mers la biserică, care am studiat, care am citit, care am cântat, care am făcut toate lucrurile acestea, la sfârșit Dumnezeu să spună, îmi pare rău, nu poți intra în împărăția cerurilor. De ce, Doamne, că n-am făcut nimic? Dumnezeu spune, ba da, aici. Atitudinile tale, gândurile tale, sunt cele care încetul cu încetul au reprodus în viața ta un caracter care este străin de împărăția cerului. Frații și surorile mele, aș vrea în această dimineață să ne uităm în Sfânta Scriptură la un personaj. Un personaj care îmi doresc foarte mult să ne ajute să realizăm că nu trebuie să îngăduim niciodată gândurilor noastre, chiar și atunci când suntem tratați greșit, chiar și atunci când suntem înjosiți, chiar și atunci când suntem făcuți să suferim pe nedreț, chiar și atunci, indiferent prin ce situații din viața noastră ar fi să trecem, mai ales în contextul vremurilor în care noi trăim, mai ales în contextul a ce se întâmplă în lume și în poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu dorește să realizăm că noi trebuie să biruim aici la nivelul minții. Haideți să deschidem Biblia în Cartea Evrei la capitolul 12. Evrei la capitolul 12. Evrei la capitolul 12. Și aș vrea să vă spun, frații mei, mesajul acesta pentru mine a fost una dintre cele mai mari, cum să spun, încurajări, ci una dintre cele mai mari semnale de alarmă pe care mi le-a dat Dumnezeu la un moment dat când am fost foarte neîndreptățit. Dar datorită a ceea ce am învățat la momentul acela din Scriptură, Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg că trebuie să-mi îndrept energiile într-o direcție. Nu cumva să fac o greșeală. Și sper eu că până la sfârșitul prezentării acestui mesaj și dumneavoastră veți înțelege despre ce vorbesc. Priviți ce spune Biblia în capitolul 12 de la versetul 14. Evrei 12 de la versetul 14. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care
nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și acum priviți ce spune versetul 15. Luați seama bine. Vreau să vă întreb, cum mai spunem la cineva, ia seama bine? Sau luați seama bine? Cum am mai putea spune? Fiți atenți. Haideți, ajutați-mă. Vegheați. Ai grijă. Pericol. Atenție. Da? Teren minat. Vegheați. Ce să veghem? Luați seama bine. Ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Sau într-un cuvânt, luați seama bine ca să nu pierdeți salvarea. Cum? Pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Aș vrea să subliniați aici expresia pe care o găsim în Biblie, rădăcină de amărăciune și lăstari. Sunt două cuvinte, lăstari și rădăcină de amărăciune, care ne trimit cu gândul la o grădină, la lumea plantelor, copaci și așa mai departe. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce sunt lăstarii? Niște lăstari, da? Deci, cu alte cuvinte, niște ramuri, da? Care arată că este viață, creștere, da? Lăstari. Bun. Rădăcina. Acum, există vreo diferență la nivelul vizual între rădăcină și lăstari? Ce se vede și ce nu se vede? Lăstarii se văd, rădăcinile nu se văd. Rădăcina este unde? E acolo în pământ, e acoperită, nu o vede nimeni. Dar lăstarii, când ies lăstarii, pot să fii sigur că este o rădăcină. E clar lucrul acesta. Acum uitați-vă dumneavoastră. Aici apostolul Pavel vine și spune, băgați de seamă, mulți vor pierde viața veșnică, se vor abate de la harul lui Dumnezeu, se vor abate de la ținta lui Dumnezeu. De ce? Pentru că vor îngădui ca rădăcinile amărăciunii să aducă lăstari în viața lor, spune Biblia, și mulți vor fi întinați de ea. Cu alte cuvinte, o anumită stare a inimii. Rădăcina nu se vede. Aici, la nivelul minții noastre, datorită unei atmosfere care este în inima noastră, datorită unor gânduri care sunt în inima noastră, datorită unor gânduri secrete, păcate secrete, atitudini nepotrivite, ce nu le știe nimeni, spune cuvântul lui Dumnezeu. Băgați de seamă! Ca nu cumva aceste rădăcini amărăciunii să aducă lăstari. Și bătălia aceea care a fost ținută pentru multă vreme ascunsă și neștiută de nimeni, în condițiile potrivite, poate să iasă la lumină și să fie văzută de toți. Există oameni care ajung să creadă că atunci când o familie se prăbușește și soțul o înșeală pe soție sau invers, este un păcat care se întâmplă așa. Nu se întâmplă așa, frații mei. Acolo există o luptă nevăzută despre care nu știe nimeni. Problema aceea a fost hrănită cu ceva, cu o atitudine, cu niște cuvinte. Și lista poate continua până când în cele din urmă păcatul a fost săvârșit. Înainte să iasă lăstarii, trebuie să vedem rădăcinile. Mergem în cartea Iov, la capitolul 14. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Dar pentru ca lăstarii aceștia să iasă la iveală, trebuie să fie împlinite niște condiții. Cartea Iov, ce capitol am spus? 14. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. În inima noastră, de foarte multe ori ne luptăm cu anumite gânduri, cu anumite păcate, cu anumite pofte, înțelegeți dumneavoastră? Colcă e acolo în inima mea și în inima ta. Și dacă nu suntem atenți, spune apostolul Pavel, fiți foarte atenți că ceea ce este nevăzut, ascuns, rădăcinile acelea
Ele pot aduce rod. Dar cum? Uitați-vă ce spune Biblia. Iov, capitolul 14, și vrem să citim de la versetul numărul 7. Un copac și tot are nădejde. Atunci când este tăiat, o drăslește din nou și iar dă lăstare. Când i-a îmbătrânit rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în țărână, înverzește iarăși de mirosul apei și dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou. Când ies lăstarii? Când rădăcina aceasta vine și este udată, este hrănită cu ceva. Și în urma acestei, cum să spun eu, cum folosim noi cuvântul acesta, irigări, da? Da? Acum când vedem izvorul acesta care hrănește rădăcina, problema aia din inima mea, în cele din urmă ies lăstare. Mă lupt cu ceva în inimă. Am un păcat. Și îl hrănesc cu ceva. Și la un moment dat apar lăstare. Soț și soție se ceartă acasă. O faci pe soția numai una cu pământul. Nu ești bună de nimic. Ești vai de capul tău. Ești nu vreau să te mai văd. Orice lucru ea face e rău și 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 rău. E bună doar de un singur lucru. Să aducă bani. Atât. Și când femeia respectivă a plecat undeva peste hotare sau bărbatul respectiv a plecat peste hotare, întâlnește acolo, în urma acestei probleme, în urma acestei amărăciuni din inimă, întâlnește pe cineva care îi vorbește frumos, îi face complimente și vine apa la rădăcină. Și cazi. Și apoi vii acasă și spui, mi-ai distrus familia, ai distrus căsnicia, ai distrus această familie. Dar știi cine a împins spre această direcție? Tu prin comportamentul tău. Și acesta este un exemplu de păcat, frații mei, dar sunt multe altele. Rădăcinile amărăciunii. Ce este amărăciunea? Vreau să vă întreb, ați fost vreodată amărâți? Ați avut amărăciune vreodată în inima dumneavoastră? Ce este amărăciunea? Când vă gândiți la amărăciune, ce este amărăciune? O frustrare, spune fratele meu. O nemulțumire, zice cineva. O mâhnire, o tristețe interioară, așa este? Hai să ne uităm la câteva exemple. Mergem în cartea Genezei, la capitolul 26. Geneza 26. Părinți, mâna sus, ați fost vreodată amărâți pentru copiii dumneavoastră? Ce au avut Isaac și Rebeca în inima lor? De ce amărăciune? Păi nu trebuia să fie bucurie că s-a căsătorit băiatul lor? De ce era amărăciune în inima lor? Spuneți-mi. Pentru că au luat niște neveste păgâne. După ce i-au crescut toată viața, am putea spune, într-o familie din aceasta creștină, când au ajuns la maturitate, au ales pe cine nu trebuia. Și acele fete, când se uitau la ele, toată, da, n-au putut spune decât ai ales. Dar toată viața a fost o pricină de amărăciune. Era o durere în inimă. Era o tristețe, o mâhnire de neexprimat în inimă. Aceasta este amărăciune. Și apoi aici Apostolul Pavel spune în contextul salvării. Unii dintre noi avem aceste rădăcini ale amărăciunii în inima noastră. Există o durere, o mâhnire, o dezamăgire, o supărare, o indignare, un rău pe care ni l-a făcut cineva și de care nu putem să uităm. E prezent în inima noastră acolo. Dar Apostolul Pavel spune, bagă de seamă că aceste rădăcini ale amărăciunii pot să aducă lăstari. De la ceea ce nu se vede, poate să treacă la faza ce se vede și să pierdeți viața veșnică. Și aș vrea să vă prezint în această dimineață un exemplu al unui om care a fost pierdut
și care este un exemplu al multora care vor fi pierduți, asemenea fratelui mai mare din parabolă, care nu a curvit, care nu a băut, nu s-a desfrânat, nu și-a bătut joc așa cum ne gândim noi cu păcătoaiele acestea, dar n-a lăsat supărarea din inima lui să plece, gândurile din inima lui, și a pierit tragic. Și la fel se va întâmpla cu mulți dintre noi dacă nu reușim să înțelegem că bătălia se dă aici, pentru mintea noastră. Vă invit să deschidem Biblia în cartea 2 Samuel la capitolul 17 și să citim aici despre un om pe nume Ahitofel, sfetnicul lui David. Priviți ce spune Biblia. 2 Samuel și până la sfârșitul acestui mesaj veți înțelege și dumneavoastră de ce pentru mine la un moment dat pasajul acesta sau studiul acesta în timp ce studiam a fost o încurajare și am înțeles și am spus: Doamne, îți mulțumesc că vrei să mă păzești de un mare pericol, pentru că mulți sunt cei care au căzut pe calea aceasta, veți vedea. 2 Samuel capitolul, hai să ne uităm la capitolul 15. 2 Samuel capitolul 15 și de la momentul acesta aș vrea să fiți puțin atenți. Sunt niște detalii pe care vreau să le subliniem, care ne vor ajuta foarte mult. Uitați ce spune Biblia. Pe când aducea Absalom jertfele, a trimis în cetatea Ghilo după Ahitofel ghilonitul. Atenție! Cum se numea Ahitofel, numele pe care l-avea atașat de numele său? Ahitofel ghilonitul, știți de ce? Pentru că el se trăgea din cetatea numită Ghilo. Ahitofel ghilonitul. Vreau să pun întrebarea aceasta pentru că vreau să fie cristal ce studiem astăzi. Ahitofel ghilonitul îi spunea. Și spune Biblia, pe când aducea Absalom jertfele, a trimis în cetatea Ghilo după Ahitofel ghilonitul. Sfetnicul lui David. Uneltirea căpăta putere și poporul se îndrepta în număr tot mai mare de partea lui Absalom. Ce s-a întâmplat? Cine era Absalom? Absalom era fiul lui David. Și fiul lui David, Absalom, s-a răzvrătit împotriva tatălui său. Și acum, în urma răzvrătirii, când uneltirea căpăta putere, Absalom l-a invitat pe sfetnicul lui David, mâna dreaptă a lui David, Ahitofel, să se unească cu el în uneltire împotriva lui David. Și Ahitofel acceptă. Fiți foarte atenți. Ahitofel acesta nu era orice fel de om. Ahitofel acesta era un om cu mare succes și cu mare influență în împărăția lui David. Biblia ne spune că David avea 2 sfetnici. 2 sfetnici care sfătuiau mereu și mereu în problemele sale. Era un sfetnic în privința problemelor de război, da? Șeful de stat major sau ministrul apărării, acela era Ioab, fiul Țeruiei, spune Biblia. Da? Ioab era cel care era consultat în problemele militare. Dar Ahitofel era mâna dreaptă în ce privea problemele administrative, problemele poporului, problemele financiare, problemele sociale. Și Ahitofel era un om de succes. Priviți ce spune Biblia în 2 Samuel, la capitolul 16, citind de la versetul numărul 23. Priviți ce spune Biblia despre Ahitofel și despre capacitățile pe care le avea el. Versetul 23. Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom. Deci când vorbea Ahitofel și dădea un sfat, era ca și cum vorbea un profet al lui Dumnezeu. Era un om foarte înțelept. Era un om cu capacități extraordinare. Și acum Ahitofel alege, vă imaginați noastră, mâna dreaptă a lui David trece de partea vrăjmașului. Este ca și cum Șoigu, da, care este generalul armatei, este ministrul apărării în Rusia,
a lui Vladimir Putin merge acum cu toate planurile și intră în tabăra Ucrainei. Vă imaginați o astfel de scenă. Cam de fapt asta s-a întâmplat. Realizați dumneavoastră. Și citim acum în cuvântul lui Dumnezeu, Ahitofel se unește cu Absalom în răzvrătire. Când a auzit David despre această uneltire și despre unire, David a început să tremure. Știți de ce? Pentru că el cunoștea capacitățile lui Ahitofel. El știa că acele capacități bune, acele daruri bune pe care le avea Ahitofel în a face bine, puteau să fie convertite în a face rău, direct proporțional. Frații mei, vreau să știți un lucru. Când un om care este folosit de Dumnezeu pentru a face binele, pentru a câștiga sufletele, pentru a face lucrarea lui Dumnezeu, este întors pe calea diavolului și folosit de diavol, răul pe care îl face este direct proporțional cu binele pe care îl făcea cândva. Și când a auzit David că Ahitofel s-a unit cu Absalom, cu fiul său, David a început să tremure. Priviți ce spune Biblia în 2 Samuel la capitolul 15 și aș vrea să citesc de la versetul 31. 2 Samuel capitolul 15 de la versetul 31. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Au venit și au spus lui David, Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori. Și atenție ce spune aici. Și David a zis, Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Când David a auzit că Ahitofel s-a unit cu vrăjmașul, a început automat să se roage. El a strigat la Dumnezeu, a început să caute scăpare la Dumnezeu, pentru că știa că Ahitofel îl știe cu totul. Știa toate planurile, știa modul în care era condusă împărăția, știa punctele slabe, știa punctele puternice, știa totul despre David. Și acum când unul ca acesta vine și se răzvrătește împotriva ta și din prietenul tău cel mai bun devine vrăjmașul tău cel mai bun, cel mai puternic, David a început să se roage și a zis, Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Știți că nimeni nu te poate batjocuri mai tare decât cineva care a fost lângă tine. Nimeni nu-ți poate produce o durere mai mare. Dacă ați avut vreo durere mai mare în viața dumneavoastră, vreo mâhnire în viața dumneavoastră, nu a fost provocată de niște străini, frații mei. Cine ne-a dus cea mai mare mâhnire? Cine ne-a dus cea mai mare întristare a inimii? Cei care sunt apropiați. Când îți spune fiul tău niște cuvinte sau fiica ta, când îți spun părinții tăi sau soțul tău, îți spune, nu ești mai ești bună de nimic, pleacă dinainte la ochii mei, te sfâșie. Sau invers față de soț. Și exemplele pot continua. Nimeni nu-ți poate face atât de mult rău ca acela care te cunoaște, care a fost lângă tine. Și David știa lucrul acesta. Și ca urmare în psalmi, când avem portretizat psalm unde David se roagă și strigă la Dumnezeu. Priviți ce spune Biblia în psalm. Mergem în Sfânta Scriptură în psalmi. Hai să deschidem în psalmul 55. Și vrem să citim de la versetul 12. Ia uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 55 de la versetul 12 citim. 55 de la versetul 12. Nu un vrăjmaș mă batjocorește, căci aș suferi. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui, ci tu, pe care te socoteam una cu mine. Tu, frate de cruce și prieten cu mine, noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Știți despre cine vorbea aici David? Despre Ahitofel. Despre prietenul său, despre mâna lui cea dreaptă, spune, nu m-am așteptat ca pericolul, atacul să vină unde? Să vină din partea ta. Zice, dacă venea de la un străin, mă așteptam. Dar acum că vine de la tine, nu pot să înțeleg. Și frații mei, Ahitofel îl ura pe David în mod desăvârșit.
Priviți ce spune Biblia. 2 Samuel, la capitolul, hai să ne uităm. 2 Samuel, la capitolul 17, ia uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Hai să citim chiar capitolul 16, mai întâi de toate, de la versetul 20. 2 Samuel, capitolul 16, de la versetul 20. Uitați ce spune aici. Absalom a zis lui Ahitofel, sfătuiți-vă împreună ce avem de făcut. Și Ahitofel a zis lui Absalom. Cu alte cuvinte, Absalom întreabă Ahitofel, spune-mi ce să fac ca să aduc durere tatălui meu. Tu știi. Și Ahitofel îi spune, spun eu. Fiți atenți. Și Ahitofel a zis lui Absalom, intră la țitoarele pe care le-a lăsat tatăl tău pentru paza casei, astfel tot Israelul va ști că te-ai făcut urât tatălui tău și mâinile tuturor celor ce sunt cu tine se vor întări. Au întins un cort pentru Absalom pe acoperiș. Și Absalom a intrat la țitoarele tatălui său în fața întregului Israel. Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Și acum Ahitofel îi spune, vrei să te urască David, să știe clar că ești dușmanul lui. Bagiocorește toate femeile acelea în fața poporului. Dar Ahitofel nu s-a oprit aici. Și spune Biblia în versetul 1 din capitolul 17, ascultați. Ahitofel a zis lui Absalom, lasă-mă să aleg 12.000 de oameni, mă voi scula și voi urmări pe David chiar în noaptea aceasta. Îl voi lua pe neașteptate, când va fi obosit și va avea mâinile slăbite, îl voi înspăimânta și tot poporul care este cu el va fugi. Și acum ascultați, voi lovi numai pe împărat și voi aduce înapoi la tine pe tot poporul. Moartea omului pe care îl urmărești va face ca tot să se întoarcă și tot poporul va fi pe pace. Cuvintele acestea au plăcut lui Absalom și tuturor bătrânilor lui Israel. Observați dumneavoastră că toată ura lui Ahitofel era îndreptată numai spre cine? El n-a zis că vrea să ucidă tot poporul care era cu David, a zis, lasă-mă să-l lovesc numai pe cine? Pe David. Tot poporul poate să se întoarcă, dar dă-mi voie să mă duc. Și știți, frații mei, dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, așa avea să se întâmple. Dar acolo Dumnezeu avea un spion, Hușai. Hușai juca în două fronturi. Hușai era văzut ca fiind un sfetnic pentru Absalom. Dar Hușai era un prieten al lui David. Și el spunea toate planurile în tabăra cealaltă. Și acum Absalom îl întreabă și pe Hușai. Și Hușai îi dă asfalt. Absalom pleacă, crede că sfatul lui a fost primit. Se întâmplă ceva. Întrebarea pe care aș vrea să o descoperim la momentul acesta. Și aici e miezul. De ce Ahitofel ura așa de tare pe David? Și răspunsul este foarte simplu. Pentru că cu mai bine de 10-15 ani în urmă, David și-a bătut joc de Ahitofel și de familia lui într-un mod în care nu vă puteți închipui. L-a călcat în picioare pe el și tot neamul lui, încât Ahitofel n-a uitat niciodată. Batsheba era nepoata lui Ahitofel. Haideți să ne uităm în Biblie. Mergem în cartea 2 Samuel la capitolul 23. 2 Samuel la capitolul 23. Rădăcinile amărăciunii. Și vreau să vedeți, frații mei, cu un curvar, cu un criminal, cu un om înșelător, cu un mincinos deschis, poate să fie iertat, poate să fie salvat, dar un om care nu participă în aceste lucruri, dar care îngăduie ca supărarea, neiertarea, mâhnirea, mânia, gelozia, invidia să rămână în mintea lui, te va pierde pentru totdeauna. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În 2 Samuel, la capitolul 23, sunt prezentați aici vitejii lui David de la versetul numărul 8. Priviți ce spune Biblia de la versetul 8. Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David și este prezentată lista. Și acum aș vrea să citesc pentru dumneavoastră, aș vrea să citesc de aici, de la versetul
34. Puteți citi dumneavoastră toată lista acestor viteji, pe mine mă interesează miezul. 34. Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui Macatit. Și acum ascultați. Eliam, fiul lui Ahitofel din Ghilo. De unde am învățat noi că era Ahitofel? Din Ghilo. Cum se numea fiul lui Ahitofel pe baza acestui pasaj? Eliam. Iar Eliam era unul dintre vitejii lui David. Ăștia era un fel de, cum să zic, un fel de trupe speciale, da? Cum vedem acum în Ucraina, se duc soldații lui Vladimir Putin acolo, Ramzan Kadyrov, cecenii, da? Ăștia erau în stare să meargă până la capăt pentru David, pentru a, și erau foarte viteși și foarte loiali. Unul dintre aceștia era Eliam, fiul lui Ahitofel din Ghilo. Din această listă, versetul 39, Urie Hetitul de toți 37. Bun. Câți ați înțeles că Ahitofel era din Ghilo? Mâna sus. De asta îi spunea Ahitofel, Ghilo, Nitul. Cum se numea fiul lui Ahitofel? Eliam. E clar pentru toată lumea? Bun. Și Urie Hetitul era unul dintre vitejii lui David, arătul de Eliam. Acum vreau să vă arăt. Urie Hetitul era ginerele lui Eliam. Mergem în 2 Samuel la capitolul 11. 2 Samuel la capitolul 11. Ia uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. 2 Samuel capitolul 11 și vrem să citim împreună de la versetul numărul 1. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat, cine este femeia aceasta? Și i-au răspuns, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie Hetitul. Recapitulăm. Eliam era fiul lui Ahitofel. Batșeba era fata lui Eliam. Asta înseamnă că Batșeba era nepoata lui Ahitofel. Mă văd pe unii dintre dumneavoastră că vă dați într-o parte și nu realizați. Recapitulăm. Băiatul lui Ahitofel se numea cum? Eliam. Fata lui Eliam se numea Batșeba. Deci Batșeba era nepoata lui Ahitofel. Câți ați înțeles lucrul acesta? E clar acest lucru? Acum fiți foarte atenți. Cu cine era căsătorită Batșeba? Cu Urie Hetitul. Deci Urie era ginerele lui Eliam. Știți, când se căsătoresc acum copiii, eu când m-am căsătorit mi-au zis că am devenit băiatul lor. Da? Au un băiat, acum au doi băieți, trei băieți. Da? Că socrii mei au un băiat și două fete. Și s-au căsătorit, fetele au mai luat doi băieți. Bun, răi, acum ei știu. Dar priviți ce spune Biblia aici, cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar. Acum, uitați-vă dumneavoastră ce face David. Ca dumneavoastră să realizați de ce acea atitudine a lui Ahitofel pentru David. De ce îl ura așa de mult? De ce dorea să-l ucidă numai pe el? Era datorită comportamentului pe care l-a arătat David față de nepoata sa, față de băiatul său și față de Urie. Priviți ce spune Biblia. Și David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. Vă imaginați scena cum a arătat acolo. Femeia asta era căsătorită, avea și ea frică de Dumnezeu, dar asta când a bătut cu pumnul masă, sunt împăratul. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea și după ce s-a curățit de necurăția ei, s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorba lui David zicând, sunt însărcinat. Avortează. Ce să fac?
Și acum David se gândește cum să rezolve o problemă. Și vedem acum minciunile la care el recurge. Vedem atitudinea lui total nelegiuită. Vedeți ce spune Biblia? Repede își face socoteala, calculează zilele, zice, gata, bun. Dacă copilul ăsta se naște peste 9 luni de zile, repede, să facem, repede. Știți cum fac oamenii nuntă acum? Știți? Să iasă calendarul. M-ați înțeles? Deci, repede, zice, nuntă, facem nuntă. Toată lumea șocată. Măi, dar nici nu. Facem nuntă, păi, dacă trebuie să iasă calendarul. Ia uitați ce spune cuvântul. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David zicând, sunt însărcinată. Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab. Trimite pe Urie hetitul, cu alte cuvinte, trimite bărbatul acasă. Și Ioab a trimis pe Urie la David. Ce spera el? Îl trimite acasă, îi dau bilet de permis, se duce la nevastă sa, că de atâta timp pe front n-a văzut-o, se duce, petrece timp cu ea și am rezolvat. Am ascuns păcatul ăsta. Urie a venit la David, care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului și despre mersul războiului. Și David a zis lui Urie, coboară-te acasă și spală-ți picioarele. Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. Deci i-a dat și, probabil că i-a dat o prăjitură ceva sau, cum să zic, i-a dat niște, ceva, un tratament, ceva ca să-l încurajeze să se ducă acasă. Du-te acasă la nevastă ta, da? Du-te acolo acasă, un afrodisiac, o ceva, nu știu, du-te acasă acolo, da? Să-i se înfărbânte sângele, să ducă un dar din partea împăratului. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a coborât acasă la el. Deci ăsta a dormit acolo la poartă. Măi, problemă! Au dat de știre lui David despre lucrul acesta. Măi, Urie nu s-a coborât la el acasă. Și David a zis lui Urie, nu vii tu oare din călătorie? Pentru ce nu te-ai coborât tu acasă? Urie a răspuns lui David, Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi și domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt urâți în tabără, în câmp și eu intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă mea. Viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta. Vă dați seama, Urie era un slujitor credincios și aici David un nelegiuit. Un înșelător, un mincinos, un curvar care vrea să-l joace pe degete și cu toate acestea pentru că nu știa, David încearcă, îl încearcă să-l și Urie rămâne credincios. David a zis lui Urie, mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drum. Cumva, zice, poate cumva să duce omul ăsta acasă. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat și seara. Și Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a coborât. L-a îmbătat și a zis, băi, spune acolo, știți că citim în proverbe, că dacă bei ochii ți se vor uita după femei și așa mai departe. Poate cumva să duce acasă. De unde ăsta? Stâncă. Stă acolo și nu doarme. Și apoi David zice, e clar. Nu mai rămâne decât un singur lucru de făcut. Să-l ucid. Pe cel vinovat sau pe cel nevinovat? A doua zi dimineață, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. Și în scrisoare scrie așa, imaginați-vă. Deci îi dă scrisoarea, asta nu putea să o citească. Și Urie, cu inima sinceră, ca un copil, se duce la generalul său. Generale, am primit noile ordini de război. Spune Biblia, în scrisoare scrie așa, puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care îl știa apărat de ostași viteji. Oamenii din cetate au făcut ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David și a fost și ucis și Urie hetiv. Vă dați seama? Urie, am primit ordinele din partea împăratului, tu, va trebui ca să mergem și să atacăm locul acela. Este un loc foarte primejdios.
Nu știu ce s-a întâmplat sau în ce poziție era tatăl său, dar vă imaginați schema. Eliam era și el acolo, că era unul dintre luptătorii lui David, era unul dintre viteji, probabil. Era acolo, cu băiatul tău să plece pe câmp, să strânge inima, știi? Știți că e ideea? Tata, las că mă duc eu primul, probabil. Și David scrie, când merge lupta întoi, dați-mă înapoi. Și luptă Urie și acum Ioab sună, zice, înapoi, retragere. Și Urie moare. Dumneavoastră înțelegeți motivele omenești, firești, pe care le avea Ahitofel ca să-l urască pe David. Firește, omenește, ai toate motivele să reacționezi așa. Dar și ce a făcut Ahitofel? A rămas în continuare sfetnicul lui David. Stăpâne, cu ce te-aș putea ajuta? Dar în inima lui zăceau rădăcinile amărăciunii. Ce mult mă bucur să te văd! De a-și avea posibilitatea ți-aș arăta eu ție. Gândurile. Aș vrea să vă întreb, frații și surorile mele, la sfârșit, în aceste momente de dimineață. L-a iertat Dumnezeu pe David? S-a pocăit David de păcatul lui, da sau nu? S-a pocăit David de păcatul lui sau nu s-a pocăit? Va fi mântuit David? Va fi mântuit. Vă mai pun o altă întrebare. L-a iertat Batșeba pe David? L-a iertat Batșeba pe David? Da. Păi citim că în cele din urmă s-a căsătorit. David a luat-o de nevastă. Din ea s-a născut cine? Solomon s-a născut. Și ea l-a iertat. Dumnezeu l-a iertat pe David. Batșeba l-a iertat pe David. Ahitofel nu l-a mai iertat. Așa ne comportăm noi adesea. Dumnezeu iartă pe oameni, dar noi nu vrem să-i mai iertăm. Și frații mei, știți când am studiat aceste lucruri? Citeam în spiritul profetic și am dat de citatul acela care, unde el, profetul lui Dumnezeu, Ellen White scrie că Ahitofel s-a procedat așa datorită unei amărăciuni pe care o avea în inima lui de la momentul când nepoata sa, Batșeba, a fost călcată în picioare. Și am început să studiez. Era exact în momentul când și eu fusese încălcat în picioare omenește. Și eram tot ispitit și eram tot invitat. Ieși, vorbește, spune, strigă, demască! Și Dumnezeu spune, nu. Nu. De ce? Pentru că sunt oameni care se pot pocăi. Dar dacă eu rămân cu atitudinea aceasta în inima mea, eu cerul nu-l pot vedea. Iubiții mei, frați și surori, mă rog din toată inima în această dimineață ca noi să realizăm că acea atitudine a fratului mai mare nu este deloc potrivită. Aș vrea să te întreb în această dimineață, să te gândești în această dimineață, care sunt momentele din viața ta unde ai fost puternic dezamăgit? Ai fost? Ai avut de suferit? Te-a durut tare când s-a întâmplat lucrul acesta? S-ar putea spune, am iertat, dar n-am uitat. Și a rămas în inima ta. Și din când în când, în condițiile prielnice, ies lăstare. Și așa trântești câte o vorbă. Înțelegeți dumneavoastră? Ies lăstarii amărăciunii. Urmăriți pacea cu toți oamenii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și sfințirea. 2 Corinteni 10:5 și vă invit să ne rugăm. Cât de mult m-aș bucura în ocazia aceasta de tabără și astăzi să luăm o hotărâre fiecare dintre noi în inima noastră să spunem, Doamne, ajută-mă să fiu stăpân pe gândurile pe care le am. Nu mă lăsa, Doamne, să îngădui oricărui fel de gând să intre în mintea mea. Ajută-mă, Doamne, stăpânește Tu gândurile mele, pentru că gândurile acestea, dacă nu sunt ținute sub control, vor aduce în cele din urmă un rod în viața mea, Doamne, în cuvinte, în fapte. Și lista poate continua.
Și nu vom dori să intrăm în bucuria Tatălui nostru. De fapt, nu vom putea intra. Și niște oameni ca aceștia, ca David, un curvar, un înșelător, un mincinos, un ucigaș, ei să intre și eu nu. Dumneavoastră înțelegeți că redeșteptarea și reforma înseamnă mai mult decât ceea ce noi vedem? Este cu privire la ce se întâmplă aici. Fiecare dintre noi. 2 Corinteni, capitolul 10, am zis, versetul 5. 10:5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Doamne, ajută-ne! Ca aceasta să fie experiența fiecăruia dintre noi. Gândurile noastre să fie conduse de Domnul Iisus. Amin. Vă invit să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm. Doamne, Tatăl nostru, îți mulțumim din toată inima pentru cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru că la vreme potrivită Tu vrei să ne ferești de căi primejdioase. Și îți mulțumim, Doamne, pentru exemplele minunate din cuvântul Tău de la care avem de învățat. Din nefericire, Doamne, Ahitofel a pierit și a murit tragic. Pentru că nu a putut ierta, pentru că nu a putut părăsi gândurile și amărăciunile care erau în mintea și în inima sa, Doamne. La fel ne găsim și noi adesea. Nu participăm în păcate deschise, dar ceea ce este în mintea noastră, numai Tu știi, Doamne. Te rugăm să ne ierți. Și continuă Tu să ne vorbești în așa fel încât să realizăm cu adevărat ce înseamnă adevărata transformare pe care Tu dorești să o faci în viața noastră, Dumnezeule. Fii cu fiecare dintre cei care sunt prezenți aici. Ține-ne Tu, Doamne, aproape de Tine. Și iartă-ne Tu, căci Te-am rugat în numele Domnului Hristos și îți mulțumim. Amin.